Pastila de fizică. Electrizarea prin contact. Pentru studiul fenomenului de electrizare putem utiliza electroscopul. Acesta este compus dintr-o cutie cu pereți transparenți, în interiorul căreia se găsește o lamă metalică fixată de partea de sus a cutiei printr-un dop izolator. Pe lamă este prins un ac indicator și o scală gradată. Pe capătul superior se află un disc metalic. Când punem în contact cu discul electroscopului o baghetă încărcată negativ, acesta se va încărca tot negativ. Putem afirma că prin contactul dintre un corp neutru și un corp electrizat, corpul neutru se încarcă cu sarcini electrice de același fel ca sarcinile de pe corpul electrizat. Acest tip de electrizare se numește electrizare prin contact. Atunci când atingem cu mâna discul electroscopului încărcat cu sarcini electrice, are loc descărcarea electroscopului. Acesta nu va mai fi încărcat și va reveni în stare neutră. Explicația constă în faptul că suprafața corpului omenesc este mult mai mare decât cea a electroscopului, astfel majoritatea sarcinilor electrice se vor distribui pe suprafața corpului omenesc, electroscopul rămânând practic descărcat. Poți să construiești un pendul electrostatic dintr-un creion, un fir de ață și o biluță de folie din aluminiu. Prinde de creion firul de ață și fixează la capătul inferior biluța. Fixează creionul pe marginea mesei cu banda adezivă, astfel încât firul și biluța să fie atârnate. Dacă vei apropia de biluța pendulului o baghetă electrizată prin fregare, vei observa că biluța este atrasă. Prin contact cu bagheta, biluța se încarcă cu sarcini electrice de același semn. Apoi vei observa că apare o respingere, deoarece sunt încărcate ambele cu același semn. Prin contactul dintre un corp neutru și un corp electrizat, corpul neutru se încarcă cu sarcini electrice de același fel ca sarcinile de pe corpul electrizat. Pentru studiul electrizării prin contact se poate utiliza electroscopul sau pendulul electrostatic. Trecerea din stare electrizată în stare neutră se numește descărcare.